Zeci de părinți și copii participă astăzi la Festivalul Părinților Concordia Familie din Dumbrăvița, organizat de Asociația pentru Educație Complementară, în parteneriat cu Echilibrum After School and Kids Club, Primăria și Centrul de Zi din Comună. În cadrul evenimentului găzduit de instituția de pe strada Silvana, părinții au ocazia să învețe de la psihologi renumiți cum își pot perfecționa abilitățile de educare a propriilor copii și cum pot deveni părinți mai buni. Psihoterapeuta Carina Dragu a început seria workshop-urilor, apoi Barbara Tune de Mocăi și trainerul Luca Dezmir au continuat să le vorbească părinților. După masă, psihologul Mircea Dragu, nutriționista Aneta Coman și celebra Iona Vârtosu, fondatoarea Asociației Școala Mamei Junior, va vorbi pentru părinții prezenți. În paralel, organizatorii au pregătit ateliere pentru copii, dar și un târg cu diferite produse. Prima ediție a festivalului se va încheia la ora 18, intrarea fiind liberă. În primul rând sunt mamă și de-a lungul timpului m-am confruntat și eu cu tot felul de situații. Lucrez cu copiii de foarte mult timp și consider că relația în familie și relația părinte-copil-profesor sunt două relații foarte, foarte importante. De aici și ideea de a ajuta părinții și de a ajuta comunitatea, în primul rând, pentru că este un eveniment pentru comunitate și pentru copii, pentru că și pentru ei e acest festival. Publicul țintă, părinții devenire, părinți deja cu copii mai mici sau mai mari? Publicul țintă este foarte larg. Părinți în devenire, da, părinți cu unul, doi sau mai mulți copii. De ce nu și bunici? Pentru că și bunicii fac parte din educația copiilor. Se zice că e nevoie de un întreg sat ca să crești un copil, așa că cât mai mulți participanți, cu atât mai bine. A fost deja inaugurat în evenimentul. Care este prima impresie? Va fi la ediție, prima ediție de succes? Eu zic, așa îmi doresc. Până acum pot să vă spun doar că am mari emoții și sper să fie un eveniment de succes. Părinți sunt, copii sunt, se pare că și expozanți, că am pus să fie și o parte de expoziție. Atelierele sunt pregătite pentru copii, pentru că am pus mare accent și pe atelierele pentru copii. Eu zic că va fi de succes. Vă aștept dacă cumva ajungeți la ediția asta, dacă nu, cu siguranță la ediția de anul viitor. Și să țineți minte că totul este gratuit, deci puteți veni, puteți vă duce copiii și să participați la prelegerile pe care specialiștii pe care i-am invitat le țin în centru de zi.